Fostul sediu al Partidului Democrat Liberal din Bulevardul Mihai Eminescu, considerat monument istoric, care în prezent este proprietatea privată a omului de afaceri Dănuț Prisecariu, a fost incendiat pe data de 22 iulie. O parte din clădire s-a aprins undeva de la subsol, acesta fiind al doilea incendiu după aproximativ un an. Cauza probabilă a incendiului ar fi muc de țigară lăsat nesupravegheat, așadar un muc de țigară rămas aprins și aruncat la întâmplare în interiorul clădirii. Ne-am sesizat din oficiu cu privire la cauza menționată de dumneavoastră. Efectuăm cercetări în cauză în vederea identificării autorilor și tragerii acestora la răspundere penală, precum și în vederea recuperării prejudiciului. Deși s-a stabilit și un prejudiciu de 1000 de lei, acesta nu a fost însă cuantificat și de partea vătămată, omul de afaceri Dănuț Prisecariu. După evenimentele din decembrie din 1989, clădirea a fost revendicată de urmașul fostului proprietar, retrocedată și apoi vândută. A trecut prin două mâini până să ajungă în proprietatea lui Dănuț Prisecariu. Patronul de la mall a rămas și ultimul până în ziua de astăzi. De-a lungul anilor, acesta a încercat să o pună în valoare pentru obținere de profit, dar s-a dovedit păguboasă și a încercat să o vândă. Numai că suma pe care a dat-o, aproximativ 800.000 de euro, nu a mai fost oferită de niciun alt cumpărător. Maximum care l-ar fi putut obține era undeva la 200.000 de euro. Ne-a solicitat nouă documentul care se cheamă dreptul de preemțiune, dar statul nu cumpără. În cazul în care se vând documente istorice, statul trimite un document prin care refuză. Nu are buget, nu poate cumpăra 15.000 de clădiri cu care nu are ce face. Dănuț Huțu, director Direcția pentru Cultură. Ulterior, omul de afaceri Ieșean a depus o solicitare și la Ministerul Culturii, prin care cerea scoaterea din circuitul monumentelor istorice și care de curând a primit la rândul un răspuns negativ. Aceasta deoarece în condițiile actuale de monument istoric nu are voie să o dărâme nici măcar parțial, trebuind să recondiționeze ceea ce există. În jur de 15 ani, clădirea a funcționat cu chirie ca sediu al Partidului Democrat.